Salutare, dragilor! Bine v-am regăsit! Astăzi vom parcurge împreună lecția bisectoare. Bisectoarea unui unghi este semidreapta cu originea în vârful unghiului, care împarte acest unghi în alte două unghiuri de măsură egale. Dacă avem unghiul ABC cu măsura de 60 de grade și cunoaștem faptul că BD este bisectoarea unghiului ABC, iar măsura unghiului ABC este egală cu 60 de grade, ne va rezulta faptul că măsura unghiului ABD este egală cu măsura unghiului DBC egală cu 30 de grade. Acum, haideți să facem împreună un exemplu. Avem un unghi ABC, BD știm că este bisectoarea unghiului ABC. Măsura unghiului ABD este egală cu 37 de grade. Ne cere să aflăm măsura unghiului ABC, adică măsura unghiului mare, și măsura unghiului DBC. Vom începe din a scrie. BD egal cu bisectoarea unghiului ABC rezultă. Măsura unghiului ABD este egală cu măsura unghiului DBC. Apoi, măsura unghiului ABD știm că este egală cu 37 de grade. Mai scriem încă o dată de desubt măsura unghiului ABD egală cu măsura unghiului DBC. De unde ne va rezulta faptul că măsura unghiului DBC este egală cu 37 de grade. Iar apoi, pentru a afla măsura unghiului ABC, vom face suma celor două unghiuri aflate. Și avem măsura unghiului ABC este egală cu măsura unghiului ABD plus măsura unghiului DBC, adică 37 de grade plus 37 de grade, egal cu 74 de grade. Și așa am aflat măsura unghiului ABC. Aceasta a fost lecția de astăzi. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Ne vedem data viitoare!